Te salut, Dragoș Curtifan, și mă bucur că în sfârșit te cunosc, apreciam și te simpatizam așa de la distanță ca prieten de Facebook și am văzut că și tu ai empatizat cu activitatea noastră. Ai fost un fel de cap de listă al vizitelor mele în județul Mureș, unde poate că ai aflat deja, am demarat pentru prima oară România Caravana Junior Sport, proiect național. Am povestit un pic înainte de interviu pe câteva coordonate cum vom și colabora împreună cu tine pe proiectul nostru la Mureș, dar înainte de toate aș vrea să-mi spui câteva cuvinte, așa ca o mică retrospectivă, ce înseamnă Labradors în județul Mureș și chiar și la nivel național. În primul rând salut toți cititorii revistei Junior Sport și bine ați venit la clubul Labradors. Labradors s-a înființat acum 11 ani, am pornit ca un proiect sociosportiv în care copiii veneau să joace basket și în afară de basket le dădeam activități gen să vădream Ziua Mondială a Apei cu fel de jocuri legate de apă, învățam ce ne învățau și pe noi când eram în proiect, în studia să închidem apa în timp ce facem duș, frumos, timp ce ne spălăm pe dinți, ca să salvăm un pic, să ajutăm puțină economia, da, și natura, da. Este doar un exemplu de mesaj educațional care îl transmiteam copiilor. Frumos. Ne interesa foarte mult să legăm ceva mai mult decât ora asta de basket care le ofeream. Și pe acest calapod, fiecare antrenor care intră în Labradors are o regulă de aur. Trebuie să vină un an voluntar înainte să aibă voie să fie, să zic, declarat antrenor Labradors. Pentru că nu poți să cunoști un om într-un singur interviu, exact cum voi nu o să mă cunoașteți chiar astăzi în acest interviu. Și evităm mercenarii, cum zic eu. Exact. Da. Și dacă îți place să lucrezi cu copiii, atunci 100% că vei pune osul un an de zile că ai primit bani, când ai primit bani, și nu putem trata copiii ca niște staj de cartofi. Am lucrat două ori, am dus acolo din stânga în dreapta sacul și vreau să și ți-ai luat bănuții, da. Deci corect, foarte prima fain. Prima condiție ca să intri în Labrador trebuie să fii un pic îndrăgostit de munca asta, că aproape integral îndrăgostit de muncă aceasta. Corect. Nu chiar un pic. Și în continuare am făcut, să zic, doar grupe de basket, dar cu timpul sistemul sportiv din România ne-a cam rupt aripile. Nu ne place deloc sistemul în care e construit. Unii sunt ajutați de primărie, alții nu. Asta știu că o să tăiați din interior și nu o să tăiem absolut nimic. E oful tău și este firesc, nu-l comentăm. Da. Și practic a trebuit să ne omorâm niște vise și să ne creăm altele ca să putem sta în domeniul în care ne place cel mai mult sportul. Hai să vedem doar jumatea plină a paharului și da, să corect, povestim care e tentația de a fi în apropierea Labradors sau chiar parte din proiect. Păi, tentația mea personală e să stau aici pe parchet să lucrez cu sportivi. Descul sau cu botoșei? Depinde, am înțeles. Sau cu Adidas aici dedicați pentru sală, că aici nu se intră cu bocancii sau cu Adidas și Murdac. Okay, este impecabil totul aici. Ar trebui să vedeți cum vin copiii singuri. Este o linie care delimitează pantofii de exterior interior. Singur se descalță, învață după prima zi. Super. Mai este câte un copil care eventual alerga la ora de sport în aer liber, vine, îi dăm găleată, perie, un cui cu care scoate toate pietrele din talpă. E din altă lume această atitudine, realmente. Și este, practic, mai sunt 2-3 părinți cu care avem probleme că de ce trebuie să descalze și noi de obicei le spunem. Educați și pe ei, nicio problemă. Da, corect, și le spunem că nu trebuie să ne mulțumească că avem grijă de sănătatea plămânilor copiilor lor, dar nici să nu ne încurce la... Te rog să-mi spui câteva cuvinte despre proiectele pe care le ai acum în derulare. Proiectele noastre sunt adresate tuturor vârstelor, ne interesează să facem educație alternativă prin sport. Practic, noi am venit primii, cred eu, sau probabil printre primii cu acest concept în România. Mulți copiază sloganul și nu știm dacă esența este prezentă, dar vorbim despre noi. La noi, sigur, este foarte important ca să transmitem mesajele copiilor, pentru că acest club Labrador s-a fost creat exact pentru a pune copilul în centru. Nu avem pe primul punct nici obiective politice, pe al doilea punct obiective financiare ascunse sau așa mai departe, este ce are nevoie sportivul care intră în sală și în jurul acestui concept am clădit tot acest club. Și fine, bineînțeles că ne interesează ca fiecare copil, fiecare adult care vine aici la sport să iubească și mai mult sportul decât l-a iubit înainte. Și am fiecare înțeles. Încercăm să-l facem atât de bun cât poate să fie individual. M-a impresionat foarte mult conceptul tău de tabără și am fost foarte atentă la ce ai postat de-a lungul timpului pe Facebook despre asta, mai ales că îți voi lansa acum și invitația noastră. Asociația Junior Sport, începând cu anul viitor, va lansa în școli
ideea de tabăra născut pentru sport, o tabără care se va desfășura în paralel în mai multe locații, atât la mare, la munte și acum aș vrea să fie și aici la tine, o tabără prin care noi vom încerca să trimitem în această tabără copii nepracticanți de sport, dar în urma taberei să plece acasă cu evaluarea unui specialist pentru ce sport ar fi el talentat, chiar și cu o evaluare medicală profesionistă. Ne-am bucurat foarte mult ca una dintre locațiile acestei tabere să fie aici la tine și aș vrea să-mi povestești cum se organizează deja la tine o tabără de acest gen. Da, și noi avem un pic de experiență pe acest domeniu. Ne interesează foarte mult copiii care sunt relativ mici din Târgu Mureș și poate n-au fost niciodată într-o tabără, să vină în tabără, să fie plecați în deplasare, dar scape de mame și de tati, da, de bunici. Sau dacă apar probleme că le e dor de ei și nu poate să dormă la 11 noapte în prima seară, poată să da o fugă, da, da. Okay. Acasă, putem face o încercare ziua următoare și așa încet încet să obișnim cu tabără. Cum decurge o zi în tabără? O zi în tabără decurge, suntem un pic pe un proiect premium, dar în care facem foarte multe, dăm foarte multe mesaje și spartane. De exemplu, după modelul campurilor din Suedia sau cantonamentelor sau deplasărilor, copiii au posibilitatea să aleagă, vor să doarmă în sala de sport, vor să doarmă la pensiune, la hotel de 5 stele, la fiecare putem să rezolvăm exact la ce calitate vrea. Dăm un exemplu ce înseamnă să dormi în sala de sport, că asta e tentant pentru cei mici, cred că mă sigur. Asta e cel mai bun exemplu, pentru că toți au optat pentru această variantă. Poftim, dar nu și mami și tati, poate. Și mami și tati, că altfel nu le dădeau acordul, dar okay. Cred că și mulți s-au speriat că ce treabă e asta. Dar curățenia deja cred că o vedeți, este deja toată evidentă. Lumea știe că suntem mai curat, cred că, de orice ospital din țară, nu ca sală de sport, deja e prea ușor de zi, nu e un challenge. Și pe, fiind foarte curățenie, un parchet antimicrobian, vin copii cu saltele, cu izolări, fiecare saje dormit, conflabile, saje de dormit, le facem zone de dormit, pe vârste, pe băieți, fete și așa mai departe, antrenorii dorm și o mare în sală cu ei. Distracție aici, cred că, în acea noapte. Da, și controlat. Se dă stingerea? Se dă stingerea, sigur. Se dă stingerea pentru că cer ei să fie stingerea, că sunt obosiți. Se fac 6 ore de sport. Pentru masă am înțeles că ai un parteneriat cu un restaurant noi în apropiere. Noi, parteneriatul chiar al nostru este... Îi mai scoși și în afara sălii? Pe... Da, 4 ore, 6 ore este un program în sală, 4 ore este un program în aer liber. Avem o cabană de agrement la complexul weekend din Târgu Mureș și o cabană privată doar pentru membrii Labrador, să avem o piscină proprie acolo. Foarte frumos. Tot ce ține de partea de... Care e vârsta limită la care poate să participe? Noi mergem până pe la 14-15 ani. E deci... aceeași concept ca și al taberei noastre. Pentru că am zis copiii care încă mai au vârstă să mai poată începe un sport, că dacă aduci un copil, chiar și la 14-15 ani mi se pare mare deja. Eu o să am de gând să-ți trimit copii de maxim clasa 5, adică vârstele la care ar mai putea să înceapă să facă un sport. Noi nu neapărat ținem să facă un anume sport. Pentru că noi nu, să facă sport, dar să se ducă. Mișcare, exact. Da? Și atunci vedem și copiii de clasa 7-8-a, încercăm să-i facem să le placă sportul și în sensul ăsta avem și un proiect, se cheamă Fit Kids, în care facem un fel de educație fizică adaptată la secolul 21 cu toate echipamentele care le vedeți în spate. O să vreau și o să asist o dată până închidem proiectul pe mure, să mă invit și pe mine să văd o demonstrație de acest gen. Cu mare plăcere și pot să particip, da. Când ți-am povestit că suntem aici pentru 6 luni de zile cu ochii pe Mureș, din punct de vedere al mișcării sportive de odinioară, dar mai ales a prezentului și a juniorilor, ai fost foarte încântat de ideea noastră și ai venit chiar și cu o idee, zic eu, inedită, de a fi parte din proiect susținând niște copii cu nevoi, să spunem așa, financiare, ceva mai precare, pe care ai vrea să-i inviți aici și te rog frumos să-mi povestești tu la ce te-ai gândit. Păi, din septembrie o să începem un concept nou care l-am citit într-o carte foarte interesantă în care se vorbea despre time sharing și acolo se vorbea de un anume acces la o resursă în care adaptat la cazul nostru, acest time sharing va fi sala de sport, accesul la sala de sport. Frumos. De exemplu, o să alocăm 10 ore pe săptămână pentru proiecte care considerăm noi că sunt interesante. Ne-am gândit să facem sport pentru nevăzători, sport pentru copii diabetici, sport pentru copii care nu au situații precare, exact, da? Și în acest concept încercăm să găsim, bineînțeles, exact ca și voi, ca viitor partener, chiar dacă nu ajungem la un parteneriat, avem aceleași obiective, să încercăm să convingem cât mai multe firme, cât se poate private, să vină să susțină copiii ăștia, pentru că foarte e un triumf foarte important ca ei să cumpere un anume număr de ore
da, care pe care îl dăruiesc copiilor. Foarte frumos. Consideră-te că ești deja în parteneriat cu noi, să definim împreună ca un comunicat oficial pe acest proiect pe care îl vom lansa și timp de 6 luni cât suntem aici, aproape zilnic îl vom posta și sperăm ca undeva la finalul anului să primim aceste informații de la oamenii din zonă, să ne identifice care ar fi copiii care ar merita să ajungă aici. Și în ianuarie și februarie, 2 luni cât noi suntem aici cu distribuția din școală în școală a revistelor noastre, să deja să trimitem aceste serii la tine și să și urmărim ce se întâmplă cu ei. Cine știe ce copil talentat vei descoperi și vei da o șansă. Ar fi ideal, deși asta e obiectivul nostru numărul 2, să descoperim copil talentat. Suntem pe aceeași lungime de undă atunci. Să se educăm prin sport și dacă descoperim copil talentat, o să-l ajutăm să devină și mai bun, bineînțeles, și să-i găsim o cale care este... Dragul sloganul nostru, că poate îl știi deja, că văd că ne urmărești cu mult interes, te-ai regăsit și tu în viziunea noastră și noi în a ta, trimiteți copiii la sport. Asta facem de 6 ani de zile, campania noastră permanentă. O să te rog să repeți împreună cu mine, trimiteți copiii la sport. Mai întâi vreau să vă transmit și sloganul nostru, noi trăim pentru sport, nu trăim din frumos. Sport. Se completează. Așa că trimiteți copiii la sport și trimiteți copiii la fiecare club care considerați că își face treaba din punct de vedere administrativ, financiar, pentru că altfel nu va fi sport niciodată. Trimiteți toți copiii la sport. Îți mulțumim frumos și keep in touch. La finalul interviului meu de astăzi cu prietenul nostru Dragoș, curioasă din fire, am găsărit în lângă el o cutiuță cu niște luminițe de zici că-s de discotecă. Scuzați-mi ignoranța, dar așa păreau. Și l-am întrebat, Dragoș, ce înseamnă aceste luminițe? Faci aici cumva și discotecă copiilor când sunt în tabără? Și mi-a zis că nu, dacă mai zăbăvești câteva minute, o să-ți explic ce înseamnă și chiar o să-ți fac și o demonstrație. Acum te rog, Dragoș, pentru necunoscători cum sunt eu, să explici un pic ce înseamnă logistica din fața ta. Aceste LED-uri sunt... de fapt, niște instrumente în care dezvoltăm viteza de reacție, atenția, coordonarea, se folosesc și în sportul de tactică, se folosesc și în dezvoltarea copiilor care au autism, pentru că sunt foarte interesante și dacă le pui într-o anumită poziție pe perete, o să ridice privirea copilului care are anumite probleme, interesant. Adică un automatism să se uite în jos și noi pe partea sportivă dezvoltăm viteza de reacție, atenția și încercăm să facem în așa fel să dezvoltăm creierul, pentru că este cel mai important mușchi al corpului. Dacă încercăm să vedem și vederea periferică, atunci o introducem, încercăm să și vorbim, să ne uităm în cameră. Așa va face și un copil ce faci tu acum, nu? Dacă o să aibă creierul meu, așa o să facă. Dacă să-l antrenez, și culorile se schimbă în funcție? Nu, culorile le poți schimba. Tu poți oferi și un set în care culoarea roșie să se aprindă, dar nu trebuie să o stingi, să stingi numai culoarea verde. Și în cazul ăsta ai putut să antrenezi decizia rapidă. Pentru că una este semnalul, se aprinde un LED, vrei să-l stingi, dar pe parcurs vezi că e o altă culoare care nu trebuie stinsă și atunci să retragi mâna. Ia să vedem o demonstrație concretă acum. Eu te țin de vorbă, te rog frumos. Începe prin a mă uita la LED-uri, după aceea să continui prin a mă uita la voi. Și cum reacționează copiii la prima ședință cu acesta? Păi le dai seama toate luminițele astea care ard, le plac și atunci pe noi ne ajută să și menținem o anumită atenție a lor și lucrurile se leagă în antrenament, când creierul un pic este conectat la exercițiul care îl faci. Nu consider că e un sport bun să te pui pe o bandă de alergare să te uiți la televizor, pentru că ea nu dezvoltă creierul. Poate să dezvolte un pic cardiorespirator, anumite calități. Foarte interesant. Ne-am propus, că văd că suntem plini de idei și de proiecte comune, ne-am propus să facem să spunem așa, un mic serial Big Brother, cu un mic sportiv, un junior, care face un sport de performanță puțin atipic, vorba de lupte, pe care să-l urmărim o perioadă îndelungată, de la prima ședință de lucru pe care tu o să ai aici cu el până la final, o pregătire atipică a antrenamentelor de lupte, nu? Atipică pentru unii, tipică pentru alții, pentru că partea nespecifică trebuie să fie la fel de importantă ca partea specifică, mai ales până la 12 ani, 10-12 ani, unde nu există luptător, fotbalist, handbalist, pentru că este un copil care trebuie dezvoltat motric ca după aceea să poată să facă orice sport. Asta e conceptul labrador, să nu asta credem noi și... E un concept absolut special și de-abia aștept să urmăresc evoluția micuțului luptător într-un lucru cu voi. E un concept inventat de noi, practic ne uităm la cel mai recente studii și ținem cont de noi. N-am inventat absolut nimic, doar forma în care le legăm noi lucrurile, forma este specifică clubului Labrador și mie ca antrenor, dar fiecare poate să
ajusteze după propria personalitate și chiar și caracter fiecare program de pregătire. Mult succes, că faceți lucruri minunate! Mulțumim și succes și Ristei Junior Sport, care atinge inimi. Mulțumim!